Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! A venit timpul mult așteptat pentru mari realizări în viața oamenilor care s-au născut între 21 februarie și 20 martie. Horoscopul pentru Pești pentru 2023 promite succes în carieră și bunăstare financiară. Misiunea principală a reprezentanților acestei zodii va fi să scape de amânare și să continue cu mai multă hotărâre implementarea sarcinilor curente. Persoanele născute sub acest semn sunt foarte emotive și sensibile, sunt receptive și au o intuiție bine dezvoltată. De asemenea, se caracterizează prin timiditate, există probleme cu autodisciplina. Astrele avertizează că în 2023, mulți reprezentanții acestui semn se vor confrunta cu faptul că vor trebui să schimbe cursul obișnuit al lucrurilor. În general, anul acesta va avea succes, în primăvară peștii vor simți un val de putere și energie. Rezolvarea problemelor de lucru va fi cea mai productivă în perioada din martie până în octombrie. În aceste luni vei putea rezolva chiar și sarcini dificile, dar cu condiția să fii pregătită să te educi și să te dezvolți. Singurul lucru cu care se pot confrunta reprezentanții acestui semn este o relație tensionată cu rudele și prietenii. Clarificarea relației va necesita mult efort. Peștii sunt plini de energie, pozitivi și inspirați. Multe idei care îți vor apărea, în cea mai mare parte, vor fi implementate cu succes. Cel mai important, trebuie să arăți mai multă inițiativă și activitate. Succesul în domeniul profesional nu va întârzia să-ți afecteze bunăstarea financiară. Rudele sau prietenii vor contribui la îmbogățire, așa că ar trebui să le asculți sfaturile. La ce să se mai aștepte peștii de la anul iepurelui? Aflăm din domeniile prioritare ale vieții. Sănătatea. Anul acesta, peștii nu vor trebui să-și facă griji cu privire la starea de sănătate, puterea și energia vor fi suficiente pentru a rezolva diverse probleme. În același timp, din când în când vei întâlni oboseală și pierderea forței. De aceea, astrele îți recomandă să acorzi o atenție deosebită rutinei zilnice, dietei și activității fizice active. În primăvară, imunitatea poate fi în pericol, așa că nu ignora măsurile preventive, întărește-ți imunitatea, petrece mai mult timp în aer liber, consumă vitamine, mănâncă o varietate de alimente bazate pe legume și fă sport. Dacă ai avut probleme de sănătate în trecut, încearcă să nu ignori necesitatea examinărilor ulterioare. Pentru orice problemă, este important să găsești un medic în care poți avea încredere. Este extrem de nedorit să începi automedicația și să ai sfaturi medicale pe internet de la toate blogurile cu vraci auto-intitulați. O abundență de informații inutile te poate duce doar la deprecierea bunăstării, la o cădere emoțională, dar nu va rezolva problema. Carieră. Anul 2023 pentru Pești este un moment minunat pentru autorealizare. Productivitatea ta la locul de muncă va fi evaluată de conducere. Ai o abilitate uimitoare de a rezolva chiar și cele mai complexe sarcini. Succesul în activități profesionale va afecta imediat bunăstarea financiară, există toate șansele de a crește veniturile. Horoscopul carierei pentru Pești pentru 2023 prezice că nu vor exista schimbări drastice în muncă, dar există șanse mari de a extinde nu numai responsabilitățile de serviciu, ci și promovarea. Lucrarea va dura foarte mult timp, multe sarcini vor trebui rezolvate în condiții catastrofale de lipsă de timp. De asemenea, astrele nu recomandă o schimbare radicală a muncii, este mai bine să te angajezi într-o pregătire avansată și autodezvoltare. Vei avea idei interesante care vor fi aprobate de conducerea superioară. În perioada aprilie-septembrie te poți afirma, nu-ți fie teamă să-ți exprimi planurile. Când comunici cu colegii, încearcă să asculți mai multe decât să vorbești. Banii. Volumul de muncă va fi direct legat de situația financiară. La mijlocul primăverii, este posibilă o creștere a veniturilor, un bonus și o creștere a salariului. Această tendință va continua până la mijlocul toamnei.
Astrele pregătesc peștilor toate șansele să obțină un mare premiu în bani în toamnă. Horoscopul financiar pentru pești pentru 2023 prezice că îmbunătățirea stării tale financiare va fi posibilă datorită prietenilor și celor dragi. Poate că cineva din mediul tău te va împinge să implementezi planuri gândite cu multă timp înainte. Nu mai amâna totul până la vremuri mai bune. Amintește-ți că misiunea ta anul acesta este să scapi de amânare. Proiectele de afaceri de la jumătatea anului vor aduce și ele profituri bune. Există șanse de a extinde afacerea dacă poți obține sprijinul investitorilor. La începutul anului, nu ar trebui să cheltui bani pe achiziții inutile. Încearcă să reziști tentației de a cumpăra un alt lucru inutil. Dar în perioada de la sfârșitul lunii septembrie până în noiembrie, poți face în siguranță achiziții mari și chiar poți cumpăra imobile. Dragostea și relațiile. Singurul lucru care poate întuneca starea de spirit a peștilor în 2023 sunt relațiile tensionate cu ceilalți. Cel mai greu va fi să găsești un limbaj comun cu sufletul tău pereche. Din cauza volumului de muncă de la serviciu, nu-ți va mai rămâne nici timp, nici energie pentru relații. Peștii care au deja o familie vor avea mai multe teste dificile pe care trebuie neapărat să le treacă. Horoscopul dragostei pentru pești pentru 2023 recomandă să iei inițiativa în relații. În acest caz, va fi posibil să minimizezi numărul de conflicte. Adesea, partenerul tău va fi nemulțumit de lipsa ta de atenție. Stă în puterea ta să schimbi situația, petrece mai mult timp cu celălalt. Fii interesată de treburile partenerului tău, de starea lui de spirit, de mers mai des împreună și de treburile casnice. Pentru reprezentanții singuratici ai zodiei, anul iepurelui nu a pregătit nicio surpriză plăcută. Nu te aștepta la schimbări drastice în viața personală. Încearcă să te bucuri de libertate, să te plimbi mai mult, să participi la evenimente culturale, să comunici cu diferiți oameni. Aceste lucruri îți va permite să eviți singurătatea și să-ți crești șansele de a întâlni o persoană interesantă cu care poți dezvolta o relație puternică. Pentru femeia pești, în ciuda faptului că vei fi ocupată la serviciu, lucru care va fi prezent în viața ta pe tot parcursul anului, astrele recomandă femeilor pești să se concentreze pe construirea de relații cu cei dragi și pe aranjarea vieții. Este timpul să renovezi, să studiezi designul și să-ți transformi ideile în realitate. Orice căutare creativă pentru tine, dacă se dorește, va avea succes. Pe drumul spre creșterea carierei, astrele îți recomandă să acorzi o atenție deosebită conexiunilor sociale. În această perioadă, orice comunicare este favorabilă, inclusiv cu colegii și cu persoane autorizate. Participă la conferințe de lucru, urmează cursuri de pregătire avansată, toate acestea îți vor deschide noi perspective de dezvoltare. Pentru bărbatul pești, astrele avertizează că în 2023, bărbații născuți sub acest semn vor trebui să muncească din greu. Tot timpul liber va fi ocupată de muncă și de nevoia de a rezolva momentele de lucru. Este foarte important să înveți cum să planifici și să prioritizezi sarcinile care necesită soluția ta. Ai tendința de a petrece multă timp pentru lucruri complet inutile. Din cauza stresului și oboselii pot apărea probleme de sănătate care nu trebuie ignorate niciodată. Sport, activități în aer liber, cărți de citit, acestea sunt lucrurile care te pot energiza. În ciuda faptului că sunt foarte ocupați, peștii vor trebui să găsească timp pentru a construi relații cu cei dragi. Este în interesul tău să rezolvi conflictele și neînțelegerile în comunicarea cu iubita ta. Încearcă să-ți arăți cele mai bune calități, lasă deoparte emoțiile și vorbește despre probleme. De asemenea, atenția ta va fi atrasă de copii, încearcă să nu compensezi absența ta cu cadouri. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!